Bine v-am găsit, vă spunem și săptămâna aceasta în o nouă ediție a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. În primul rând, vă reamintim săptămâna viitoare din 10 până în 13 august, ediția din acest an a întâlnirii de rugăciune pe Munte Rugă Aprins, care anul acesta va fi găzduită de Comuna Măgești, un loc, o pagiște în apropierea acestei comune Măgești, care se află și ea, la rândul ei, aproape de zona Aleș. Un scurt promo, o invitație făcută din partea organizatorului din acest an, acestei ediții, Sami Caba. Iubiți frați și surori, avem deosebită plăcere să vă invităm la o nouă ediție Rugul Aprins. De data aceasta va fi în Comuna Măgești, lângă orașul Aleș. În data de 10 începe, joi seara, 10 august, la ora 18 și continuă până duminică seara, 13 august. Vă așteptăm în număr mare, pentru că Dumnezeu va lucra, cred, cu semne și minuni. Ne vom ruga pentru dumneavoastră, vă vom sluji cu mare drag și cred într-o revărsare specială a Duhului Sfânt. De aceea, notează în calendar, 10-13 august, Comuna Măgești, județul Bihor, vă așteptăm cu mult drag. Mai multe informații găsiți pe site-ul nostru, rugulaprins.org. Fiți binecuvântați, vă aștept cu drag! Așadar, cei care sunteți în zonă sau care așteptați de mult informații despre Rugul Aprins, anul acesta, ediția de anul acesta va fi găzduită de Comuna Măgești, județul Bihor, lângă Aleș. Aveți un site unde sunt mai multe informații despre programe, invitați, orele de desfășurare ale principalelor evenimente. Acum vreau să vă reamintesc, poate ați observat deja, în ultimele săptămâni am fost în mai multe locuri în România, de obicei vara călătorim mai mult, strângem materiale pe care să le montăm, să le edităm în lunile următoare. Am fost în zona Zalău, Maramureș, am fost în Bucovina și recent am fost în zona Călăraș, în sudul României, de-abia ne-am întors și deja vedeți pe știri, pe emisiunea noastră informative și în alte emisiuni de tip mărturii sau revelații, realități și perspective, vedeți și veți vedea în continuare rodul acestor vizite pe care le facem. Dincolo de înregistrări, vă spunem, Domnul ne motivează foarte tare, ne vorbește, ne provoacă prin valori, prin modul în care El lucrează în mod diferit în diverse zone ale României și oarecum ne gândim care din aceste valori, care din aceste dimensiuni, valori spirituale sunt cele care trebuie să ajungă și pe televizoarele dumneavoastră, în casele dumneavoastră și prin care să fiți provocați pentru a sluji, poate altfel, la o altă dinamică, la un alt ritm în această vreme, în lucrarea Domnului. În zona Călăraș am fost într-una din seri, într-o seară de miercuri, la Chiselet, o comună situată tot pe malul Dunării, puțin mai la vest de Călăraș și nu mare, mică ne-a fost surpriza, am fost chiar în mijlocul unei seri de rugăciune pe care dânsii o țin acolo corporativ miercuri, dar se roagă destul de mult. Sunt largi comunități de rom, zic unii, de țigan, cum zic ei, din această zonă, nu contează ce și cum, sunt zone în care Dumnezeu lucrează cu mare putere și o să avem o surpriză mare văzând modul în care Dumnezeu aduce rod din acele zone. Însă vă spuneam, am fost noi parte, spre surpriza noastră și a lor, de acolo, la o seară de rugăciune, într-o seară de miercuri. Mirela cred că o să însereze în puterea rugăciunii o secvență importantă din momente de rugăciune deosebite, dar în final am fost puși și noi expuși, toți ne știau de acolo, toți cunoșteau canalul Alfa Omega TV și a trebuit să spunem și am fost provocat să spunem câteva vorbe despre Alfa Omega TV, o scurtă secvență în care eu, în fața unei întâlniri de rugăciune acolo, în biserica creștină din Chiselet, județul Călăraș, vorbesc despre Alfa Omega TV. Zaharia 4:6, această lucrare Alfa Omega nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Asta este versetul care l-am pus pe lucrarea noastră de la început și așa mergem. Și nu că suntem noi grozavi, că versetul acesta arată că prin Duhul Domnului se face această lucrare. Și așa se face, așa spunem sincer și deschis la toată lumea. Această lucrare se face prin Duhul Domnului, prin rugăciune. El ne ajută, și ideile care ne vin. Tot umblând, cum venim aici la dumneavoastră. Săptămâna trecută am fost săptămână întreagă în Bucovina. Mergem în diverse locuri, căutând să vedem ce face Domnul, cum face. Și dincolo de filmări, sunt importante și filmările, mărturiile, dar vedem ce face Domnul în România. Și Domnul
Domnul ne-a dat foarte multe idei, informații, să simțim lucruri de valoare care să le facem cunoscute prin televiziune și să fie o provocare pentru biserici să se trezească, să se ridice capul oaselor, să pună preț pe rugăciune, să, pe ieșirea în afară, pe evangelizare, pe investiția în copii, lucruri care nu toată lumea are înțelegerea. Fiecare înțelege în parte. Domnul ne-a dat nouă responsabilitate mare să înțelegem, să circulăm, ne dăm multe informații și care să le adunăm, să le sintetizăm și să le facem publice, cele care trebuie să făcute publice ca să fie o provocare, o ridicare, o încurajare pentru biserică. Da, și frații nu s-au oprit aici, la îndemnul fratelui lider păstor Nicu Constantin. Dânsii au zis să folosim ocazia că frații Pețan de la Alfa Omega sunt în mijlocul nostru, să le punem întrebări despre Alfa Omega TV. Desigur, prima întrebare a fost: cum de v-a venit ideea să puneți numele, să înființați lucrarea Alfa Omega TV? Am răspuns și eu în câteva cuvinte, nu mă pregăteam la această întrebare, dar într-un fel mă gândeam că astfel de lucruri dumneavoastră le auziți într-un fel sau într-altul aici la Alfa Omega TV, la Alfa Omega în obiectiv. Și am selectat pentru dumneavoastră câteva minute din răspunsul pe care l-am dat eu acolo la o întrebare pusă din cercul de rugăciune a celor de la Chiselet, județul Călăraș. Dumnezeu ne-a spus în 94 să înființăm o entitate, o firmă, Alfa Omega, și atunci s-a înființat. Și eu, sincer să fiu, am vrut să pun altfel de nume, dar timp de o săptămână Dumnezeu ne-a vorbit în mod agresiv, insistent, persistent, să punem numele Alfa Omega. N-am știut ce înseamnă Alfa Omega, știam că e un nume mai religios, zice Alfa Omega, ceva din Biblie pe acolo, și mi-am vrut să pun un nume mai simplu, mai așa. Și Domnul ne-a spus Alfa Omega, Alfa Omega. Timp de o săptămână au venit la noi foarte mulți, foarte mulți frați, surori, am văzut o vedenie, începutul și sfârșitul Alfa Omega, și am știut că Domnul vrea să punem acest nume. Nu am înțeles de ce. Acum știm că Alfa Omega e o lucrare pentru vremurile ca acestea și în special pentru vremurile de pe urmă, și că vrem să fim o voce a Domnului pentru vremurile de pe urmă. Și așa viziunea noastră a fost retușată din aproape în aproape, astfel încât acum știm clar că suntem o voce care vestește și pregătește poporul pentru venirea Domnului și pentru extinderea împărăția Lui înainte de venirea Domnului, pentru că va fi o mare seceriș înainte de venirea Domnului. Deci, de multe ori când avem ocazia, spunem: Doamne, e lucrarea Ta, ideea Ta. Noi am slujit, ne-am venit cu 100 de euro și am înființat această lucrare care acum consumă foarte mult. Deci a fost de la început și până la capăt ideea Domnului. El a inițiat, cum se spune, și cum ne rugăm, și El și ne ajută și ne sprijină în fiecare lună. Nu în fiecare lună, în fiecare zi sau în fiecare oră. Noi depindem de Domnul, nu avem un Big Brother, un frate mai mare sau o organizație, depinde de Domnul, în mod miraculos. Noi spunem că suntem un experiment. Acum înțelegem asta. N-am fost rădă de luminați acum 30 de ani. Acum știm că lucrarea Domnului Alfa Omega este un experiment spiritual mai aparte, în care Domnul arată că dacă El inițiază ceva din nimic, cu oameni complet nepregătiți, cum am fost noi, ingineri de calculatoare, și cu o echipă care din mai multe biserici slujese, El poate să se proslăvească și să-și facă lucrarea Lui. Și din cauza aceasta am venit și aici. Noi credem că suntem călăuziți de Domnul să mergem unde ne spune El, încoace și încolo, și să facem voia Lui. Deci Alfa Omega este, așa spunem noi, două lucruri sunt despre noi. Suntem lumină în întuneric, o trâmbiță a Domnului pentru vestirea Domnului, și facem misiune prin media. Suntem misionari și noi, cum să vorbește ei. Facem misiune prin media. Și colegul Neluțu, care e la cameră, este misionar, și care editează, și care traduce o emisiune. Tot misionăm și facem bucățica noastră de misiune, ceea ce cred că este o chemare pentru fiecare în această vreme. Au fost câteva gânduri pe care le-am avut pentru cei din Chiselet despre cum a pornit lucrarea Alfa Omega TV, inițiată de Duhul Sfânt, purtată rugăciune. Deci m-au întrebat în final, au pus întrebări destul de grele, de dificile, la care am răspuns pe loc. Sigur că m-au întrebat frații și cum se finanțează lucrarea Alfa Omega. Intuiesc dânsi și acolo în Chiselet faptul că lucrarea Alfa Omega costă. Și dumneavoastră știți acest lucru, pentru că aproape în fiecare emisiune vă spun, vă mulțumesc, vă îndemn să fiți parte din lucrarea Alfa Omega TV, să puneți o sămânță credinței. Și dânsi m-au întrebat foarte clar, cum mă întreabă și foarte cu care mă întâlnesc pe aici, pe acolo: cine finanțează lucrarea Alfa Omega TV? Am avut câteva gânduri pe care le împărtășesc cu dumneavoastră în aceste minute. Apropo de susținere, Domnul ne dă informații, ne duce, ne plimbă prin diverse locuri,
și să avem responsabilitatea ca ceea ce primim noi și ca înțelegere, ca revelație, să facem disponibil, să facem de cunoscut, să fie o provocare, să zicem, pentru biserică. Cine are urechi de auzit, aude, cine nu, merge mai departe. Deci, cam așa este. Și financiar, ce să spun, și Domnul ajută financiar. Nu mă întrebați acum câți bani consumăm pe lună, Domnul poartă de grijă în fiecare lună. Odată eram într-o deplasare la Suceava, într-o parcare, și știau colegii că venim de la conferință și nu avem bani de benzină decât până înapoi la Cluj. Era la Sovata. Și din parcare vine un frate, o, frate Tudor, am uitat să-ți dau un bag în buzunar niște bani. Zicea, ieri trebuia să-ți dau, dar nu am uitat, era să plec cu banii la mine acasă. Zic, frate, ne lași așa, așa, să avem emoții, că nu știm cum ne întoarcem acasă. Deci vreau să spun că depinde de Domnul complet. Și ca idei, și ca resurse, și ca finanțe, și ca ieșire, dar dacă facem voia Domnului, el are mai multe buzunare și noi am început să dăm. În urmă cu niște ani de zile am început să ne-am schimbat ideea, am primit, Mirela știe mai mult, așa, Domnul a spus, începe să dați mai mult. Cum să dăm? Eu sunt mai prudent, așa, cum dăm, că și noi trăim din puțin. Și să dăm mai mult. Și atunci am putut să dăm mai mult și reviste, și cărți, și unde mergem să filmăm, nu condiționăm financiar. Dacă ne dă un ceai, o cafea, frape, foarte bun, dar nu condiționăm financiar și Domnul ne poartă de grijă foarte mult. Așadar, așa spuneam și atunci, lucrarea Alfa Omega s-a născut la ideea și la inițiativa Duhului Sfânt, este finanțată complet de Duhul Sfânt, prin mulți dintre dumneavoastră care prindeți o sămânță credinței în lucrarea Alfa Omega TV. Și vă spun, au venit foarte mult la mine mame, copii, tineri, oameni din sat care ne-au spus că urmăresc Alfa Omega, se hrănesc, cresc spiritual. Ca de obicei, Cartea Cărților este o emisiune, o serie de programe care suscită interesul și în final, chiar după ce ne pregăteam și am strâns toate lucrurile, a venit un frate la noi, frate, mi-a scris aici, Vasile Constantin, și dânsul ne-a spus, vrea să încurajeze lucrarea Alfa Omega și modul în care Alfa Omega, prin Cartea Cărților, impactează viețile copiilor din Chiselet, de acolo, din sudul României, unde o mare parte a populație este de etnie romă și unde este o zonă mai săracă. Poate noi de aici, din vest sau din alte părți ale României, nu ne dăm seama. Câteva minute despre Alfa Omega și despre Cartea Cărților într-un scurt interviu de acolo, din Chiselet, în finalul unei seri de rugăciune cu fratele Vasile Constantin. Cartea Cărților e un lucru foarte bun pentru copii. Este bine ca copiii să știe despre ea, că nu mulți dintre părinți cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, să învețe copiii, să-i spună la copii despre Dumnezeu. Dar faceți un lucru foarte bun și cu Cartea Cărților. Și ca o concluzie, sigur că am și filmat, poate înserăm câteva minute, acolo îmi spunea cineva, vecinul meu a deschis acum niște ani de zile un mic magazin mixt acolo în Chiselet și vrea să-i pună numele și copilul trăgea de haine și spunea Memo Memo. Memo este un personaj din Cartea Cărților și dânși au pus acelui magazin numele de Super Memo. Așa este legat de Cartea Cărților, nu e legat de alte denumiri. Și profit de ocazie să vă prezint din nou cele patru sezoane din Cartea Cărților. Sezonul 4, acesta mi-e seamănă, sezonul 3, sezonul 2 și sezonul 1, cu provocarea să vă rugați pentru sezonul al 5-lea, care este în lucru și la care lucrăm acum, după multe insistențe și rugăciuni, în sfârșit acest sezon, cred că de la începutul septembrie va fi disponibil pentru distribuție alături de cele patru sezoane. Și pentru că am vorbit de acea zonă de nevoie de creștere spirituală, dânși au început seara de rugăciune cu un cântec despre Israel. Au pe inimă Israelul. Și le-am și recomandat și le-am și dat câteva cărți, niște broșuri de vreo 50 de pagini de ce Israel și le sunt disponibile gratuit. Dacă plecați într-o excursie în Israel și aveți nevoie de o broșură scurtă, dați-ne un telefon, aveți telefonul pe ecran sau trimiteți-ne un e-mail și vă dăm câteva broșuri de ce Israel de vreo 50 de pagini ca să fie o încurajare pentru membrii care pleacă în Israel
Israel sau care vor să știe mai multe despre Israel. Și tot în final, pentru că am vorbit despre nevoia de pregătire spirituală, sigur că la nivel de bază este o categorie, un nivel de creștere spirituală, dar și pentru cei mai avansați mi-am gândit să vă prezint trei cărți din aceeași categorie, operând în instanțele cerului, o carte pentru mijlocitori avansați, Curtea de Justiție a Cerului și Deblocarea Bogăției din Instanțele Cerului, trei cărți mai dificile, mai grele, mai complicate, care, zic eu, pentru mulți mijlocitori care mijlocesc la un nivel înalt, sunt o adevărată bogăție de resurse. Și cam cu aceasta încheie această emisiune. Rugați-vă pentru zone, cum a fost cea din Călăraș despre care am vorbit acum, sunt zone în România care au nevoie de rugăciune dumneavoastră și de implicare dumneavoastră directă. Noi facem ce putem prin media să punem o sămânță credinței acolo unde este nevoie, prin programe, prin emisiuni, prin resurse. Rugați-vă și dumneavoastră și dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, dumneavoastră ca persoană sau ca biserică, faceți ceva pentru acele zone din Călăraș. Eu folosesc această ocazie să mulțumesc din nou lui Brad Hayes, l-am avut aici la o emisiune. El este liderul mișcării Mâini Deschise acolo în Călăraș. Și prin el foarte multe lucrări, proiecte vin în acea zonă. Dacă noi aici în România poate n-am fost în stare să reconsiderăm câmp de misiune zona de sud, zona de sud a Bărăganului, iată că Domnul a trimis de niște ani buni pe un om smerit, Brad Hayes, care slujește prin Mâini Deschise într-o zonă foarte largă, într-o zonă dificilă, unde poate nu ne vine să credem. Am fost și noi, am pășit și noi, face parte din România, este responsabilitatea noastră să considerăm zone din România, cum este zona Bărăganului, zona Dobrogea și alte zone, zona de sud în special, ca zone de misiune pentru lucrarea Domnului. Cu aceasta vă las pe mâini bune, considerați și dumneavoastră lucrarea Alfa Omega ca parte din mâna întinsă a Domnului către astfel de zone și fiți și dumneavoastră parte din lucrarea Alfa Omega TV prin sămânța pe care o puneți în această lucrare. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe data viitoare. Vă spunem de aici în studio Alfa Omega TV. Binecuvântări deosebite în această perioadă de vară și pace, liniște și protecție. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega. Oh.